Salut, prieteni! Sunt Mihai Spanov, cu un video despre YouGovNet. Deci, de mult despre ce site n-am scris, n-am făcut video, dar site-ul, deci, dacă ne uităm la suma care am primit-o eu, 11.403 YouGov, deci 100 de YouGov face 1 euro. Deci, am făcut sarcin peste 11.000 de iugl, deci 114 euro, dintre care 60% s-a mie, mi-a intrat în cont, 40 s-a dus la în sus, în rețea. Deci, cum vedeți, dacă să luăm 60% undeva, odată și 5.000 eu am scos, mai am încă 1.800, deci undeva 18 euro acum am. Deci vreau să arăt că am dat la scos odată 50 de euro pe 25 mai, iunie. Dar banii vin destul de greu. Deci uitați-vă, 5.000 de iugl, 50 de euro, pe data de 25 a fost depus cererea de scos. Pe e-mail mi-a venit peste 3 zile că ei au verificat informația despre mine, deci ei verifică să nu fie conturi false și mai departe. Și mi-au trimis bani. Deci banii au venit abia pe 11 iulie. Îmi greu bani. În cont bancar. Deci dar discos poate un cont bancar. Eu am dat la scos pe 14, deci este un site din Lituania. Acum și arată statistica. Deci, uitați-vă, YouGov App, deci data de 11 iulie mi-am intrat 50 de euro. Comisia la Paisera e 1 euro și în cont mi-am intrat 49. Pentru ce folosesc acest site? Pentru că de pe el este comun de făcut tranzacții în WebMoney. Dar sunt site-uri care sunt mai comode. Este un site din Germania, acolo trebuie făcut verificare. Eu aici, pur și simplu, deja eram verificat, de am dat în coace. Deci este cont bancar. Ca să primesc banii prin transfer bancar. Deci, plata a venit. Asta am vrut să arăt că YouGov plătește. Deci, uitați-vă. Mulți din voi cred că aici se câștigă numai din invitat. Deci eu fac video. De ce nu dovedesc să mă ocup să fac postări de anunțuri, nu anunțuri, dar diferite articole care fac like-uri persoanele care se uită la ele și pentru asta se tot plătește. Deci sunt două căi de câștigă aici. Prin a invita oameni sau prin postări de mesaje. Deci intrăm la mesaje de pildă și luăm persoane care pildă au cerut contacte pentru acest lucru. Deci, ca exemplu,
pildă, are 300 de contacte, 359 de persoane. El, pe fiecare care găsești, de pildă persoana, s-a pus scopul să facă o echipă mare de oameni. Deci nu neapărat invitat. Deci uitați-o, el n-are niciun invitat. Deci zero. Dar, vedeți, prin mesaje, el caută oameni, le trimite cererea de contact, dacă îl acceptă, deci oamenii care intră în contactul lui, văd mesaje și fac like-uri. Vedeți, 105 like-uri cineva a făcut, anume dintre cei care el i-a invitat. 359. Așa cu fiecare mesaj, făcut like, el e la mine în contact, el îmi face mie, dar eu, vedeți, eu așa ceva încă n-am făcut, o să mă ocup cu asta, n-am timp. Dacă intrăm la mine, în profil, o să vedeți că eu mai multe din echipă cu invitații. Am 42 invitați în prima linie și în total am 1929 de oameni în 8 niveluri. Dar uitați-vă, eu am 102 de contacte și doar un post. Deci trebuie mai multe posturi să fac ca să am mai multe like-uri. Deci multe persoane, pur și simplu că mă știu, mi-au făcut like-uri, mai mult decât contact. Dar asta e varianta de a câștiga mult pe acest site. Cât mai multe persoane invitați, mai multe articole, postări faceți și la fiecare post vă fac like-uri. Pentru like-uri plătești. Dacă nu puteți invita, deci asta e o variantă cum să câștigați. Și i-ați adunat 5.000 de euro. Ați dat la scos, prin transfer bancar, unde intrați la date personale și vă trebuiește acesta, deci la codul bancar. Deci numele, cine deschis contul bancar, codul băncii și contul IBAN. Asta le aflați la banc. Deci este PayPal, dar pe PayPal nu scot. Nu e prin transfer bancar. Deci se face plata, deci eu v-am arătat că banii au intrat în cont. De la Google App GmbH, deci asta e, așa se indică companiile germane. German. Și în Lituania sau Letonia, de unii paiseri, au ajuns în, din 28 în 13 zile. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.